Sigur că nu putem citi cât ne-am propus noi aici, dar mai bine că ne-am ales totuși niște poezii. Ce vreau să vă spun? Punctul foarte al lui Hans Dana este natura, descrierea naturii, pastelurile. Preferă pastelurile și mai mult decât atâta, nu o să pronunț faptul că el nu se contopește cu natura. Adică e un nonsens să spui că poetul se contopește cu natura, fiindcă și omul și poetul este natură. Eu nu mai folosesc această expresie de mult, că se contopește. El este natură și percepe ca atare natura. Am ales o poezie printre altele care ar ilustra romantismul poeziilor lui Hans Dana, adică extremele naturii. În cazul nostru, poezia se numește Prăpădul, în limba germană Sturzflut, care s-ar traduce Nisamo, torent vigelios. A, nu mi-a plăcut această expresie, torent vigelios, nu spune mai mult decât prăpădul. Prăpădul, care este potopul de fapt și a dezvoltat o familie de cuvinte, prăpădit, de exemplu, prăpădul, este omul sinistrat care a trecut printr-un prăpăd. Ei, o asemenea poezie i-a fost inspirată lui de o furtună din Austria, pe lângă pusta părățeană, el cântă și natura austriacă. Își petrece concediu într-o zonă mirifică a Austriei și îl inspiră tot ceea ce vede acolo. A scris cicluri pe tema aceasta a naturii din Austria. Deci, vă citesc această poezie Prăpădul. Cu aspru chip, o vijelie cată în zările haine. Să mai merg, își zice în sine, cercetând acea zurlie, spânzură de grași nouri, fulgerând, tunând satanic și lansând de sub zăbranic fioroasele ecouri. La început, un fir av freamăt, apoi vântul se întețește, fulgerul în jur țâșnește, bagă în frunze, în păsări, teamăt. Cerul plin de canonade, ploile burtoase babe vor să arate cât mai slabe când cortina apei cade. Gârlele se umflă drastic, cresc șuroaie, cresc torente, valurile violente se rostogolesc fantastic. Vai, se năruie cabane de pe țărmuri în puhoaie, arbori uriași, convoaie, noate întregi printre tăpșani. Neîncetat se surpă în vale dești pereți de ape grele, casele ce gem sub ele rase sunt de prin ocoare. Table de asfalt și poduri, jucării sunt pentru apă, ce le moaie și dezgroapă și le cară printre globuri. Avalanșa de noroaie, clocotind în sine, crește și în zănoagă se oprește, unde vijelie, ploaie, înfiorătoare urlă. Niște acoperișe splute, glasul morții nevăzute, țipă cu putere în turlă. Nu-i speranță de salvare din prăpăd, din nimicire. De atâta fericire, moartea chiuie mai tare. Mă dați-mi voie să vă citesc o poezie, nu de Dana, ci prima poezie socotită a expresionistului german, pe o temă asemănătoare, dar numai în două strofe este scrisă această poezie. Ea
Van Hodis, Sfârșitul lumii se numește, Verbende. Le zboară de pe tigre pălării burghezilor și țipete în larg. Cad meșteri de pe casă și se sparg. Se umflă în țărmi, citim, talazurile, furtună. Mări turbate sar pe coastă, să rupă diguri și să lase globuri. Un guturai s-a întins ca o năpastă, iar trenul se răstoarnă de pe poduri. Deci, un romantic s-a desfășurat pe două pagini, un expresionist în două strofe. Mulțumesc foarte mult, domnul Dama. Întâi aveți de răspuns la câteva întrebări. Dacă vreți, și dumneavoastră, să ne citiți numai una. Mulțumesc că apuc și eu să ajung să citesc câte ceva. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prezența dumneavoastră aici, mai ales foștilor colegi de la liceu, de la Sfântul Nicolae Mare, colegi de studii și așa mai departe.